Decebal mută la Dunăre peste gheață ca să vină în Dobrogea să radă aici ce? Bazele militare romane, la făcute de când e ocupată Dobrogea din secolul 1 înainte de Hristos și la sud în Bulgaria actuală. Ce se întâmplă la Adam Crisi, întrebare. Lupta este decisivă, pentru urmarea pierderii simte de războiul. La începem al doilea război, să zice, să-și iasă cu pot peste Dunăre, fără armata din primul, și ne omoară și toți liderii și ne lasă. Dacă știți să-mi spuneți, rugămintea mea să-mi spuneți. Dacă nu, nu este nicio problemă. E încă o dată ce am zis mai devreme. În România nu se bate monedă pe niște momente extrem de importante, epocale, din istoria noastră. Pentru că, drept urmare, după aia, evident, numele de dat dispare și noi suntem urmași Romei, clar. Glumă, glumă, da. Bun, ce se întâmplă la Adam Crisi? Dacă știe cineva vreun detaliu, să-mi spună. Doar pe... Nu, nu, 101, 102, iarna, aici, 900 km. E primul, iarna. Romanii sunt în munți, toată lumea, mută de ceva la Dunăre, da? Ce se întâmplă la Dunăre? Aveți haine de sus aici, pentru că daci evident aruncă partea de sus, că atunci când ies din apă, la Adam Crisi, dacă merge să vedeți, toată lumea e doar în pantaloni, în cel mai bun caz. De ce? Pentru că în momentul ăla faci hipotermie și trebuie să arunci de pe tine și atunci armata romană. Și culmea, daci luptă și la doua zi, azi sunt 4.000 de soldați romani rămași acolo. E găsit la Adam Crisi, vizitați și acum, deci câștigă până tot daci. În a doua zi vine evident restul de armata romană și culmea, daci încă stau și luptă. Deci, dacă nu stați la o prezentare istorică în România, așa că pe tema dată sunteți daci când aveți echipamente și culmea eu sunt echipat full, mai puțin un pumnal care arunca pe acolo pe bancă, cu ce se numește spatele care vă scrie, da? Dar în rest am aproape, dar în rest am aproape tot pe mine. Mai am o lance sau, pardon, două pe care le arunc în deschidere acum, două le arunc aici. La voi să nu-i nimic fiind, după ordinele de departe sunt stricate în marș, ordinele de aproape sunt fluierate, ele rămân într-un manual. A doua dată am prins armata romană, dumneavoastră daci, milites mandata captate, scuta capere, scuta, prochedite, sin, sin, sin de xin, sin, consistite, paratic, move. Senzația e percute. E foarte frumos, se vine cu partea centrală a scutului numită Umbo, în capul soldatului Dac, iar scena pe care puteți să vedeți la Adam Crisi dacă mergeți este că Dacul vine cu armă de două mâini să o lovească în cap soldatul român, ca de obicei, iar soldatul român vine foarte frumos cu scutul în cap și cu sabia frumos fiind. Dacă nu, mai apar și scene de astea, și scene de astea, scenele astea n-apar la Adam Crisi, că nu prea e nevoie. Scut peste scut, țestoasă, nu prea armată care să mai dea în timp. Când apar pe column. Aici e doar de asta și din când în când către un tac în genunchi, iar soldatul roman vine într-adevăr cu postura asta așa. Și mai dă așa el, pentru că umorul ăla era gata, dar
soldatul roman până îl pune pe ăla jos, luptă într-o formație strânsă numită centurie, 8 în adâncime, nu ca mine singur de nebun fugit de acasă fără buget oricum. 8 în adâncime, da, 10 de alat, 80, 8 în adâncime contuberniu. Distanță de un braț, distanță de un braț, când ăsta obosește în față, nu după o vară întreagă, după doar 3 minute. Așa se zice, se fluieră, pardon, cambia linea. Și prin plac alb, 8 la printre. 3, 4, 5, 6, 7, aproape gata, m-am oprit. Ce câștigă România?